Fetele au fost anunțate că fac poze pentru rețelele de socializare, să fie gata cam într-o jumătate de oră, am înțeles. N-am avut prea multe imagini, se auzeau mai mult discuțiile lor din la valieră. Am văzut că își căutau ținute. Antonia le spunea fetelor că rochiile ei, ținutele ei, vin mai bine pe fete și din câte înțeleg le-am împrumutat și astăzi fetelor ținute. Delia și alesese ceva foarte interesant, avea un top și o fustă, dar topul era așa ca o foaie de ziar împachetată cumva și o fustă conică și -a ales și două perechi de pantofi, unii nude, unii negri și îi arăta mamei lui Ștefan cum ar veni ținuta. Foarte interesant acel top, dacă rămâne la ideea asta o să-l vedem și noi în poze cum arată. Am văzut că Iuliana a împrumutat o rochiță, cred că la Laura am văzut acea rochiță că a primit-o cadou de la susținător și acum am văzut-o pe Iuliana că o proba. Delia avea ținuta aceea cu topul, iar Eliza un compleu cu o fustiță și un sacou în talie. Adriana și-a o pereche de pantaloni și sacou.